mergi, orice faci. More music for free. Descarcă aplicația și ascultă Europa FM. Ediție specială cu Alicia Cobescu la Europa FM. Bună seara, bine v-am regăsit la radio și pe pagina de Facebook Europa FM, ediție specială la Europa FM, pentru că este un moment politic important. Au loc alegerile pentru șefia USR Plus. USR Plus, alianță, până de curând partener la guvernare, parte din guvern, al treilea clasat la alegerile parlamentare de acum un an, cu aproape 16% din voturi, după PSD și PNL. În aceste momente are loc turul 2, și se va încheia peste câteva minute, exact la ora 20. Este o modalitate de votare specială, se votează online de câteva zile deja și au votat câteva zeci de mii de membri ai USR și Plus. De ce am făcut această distinție? Veți afla din această ediție specială Europa FM de ce are importanță. Cristian Citre, corespondentul politic Europa FM, este direct prin telefon. Bună seara, Cristi! Bună seara! Ce arată datele apropo de participarea la vot până în acest moment? Avem datele până la ora 19, deci cu o oră înainte de închiderea acestui tur 2 de votare online în USR Plus. Ele arată în felul următor. Au votat până acum 38.305 membri USR Plus, ceea ce înseamnă o prezență de 86%, o diferență destul de mare față de turul 1, unde au votat doar 32.815 membri, adică 74,4%. Iată, avem aproape 12% în plus față de turul 1, dar ceea ce este și mai important este faptul că cei din USR, din vechiul USR, se pare că s-au mobilizat mult mai bine decât cei din vechiul Plus. Adică avem 23.800 de useriști care au votat și avem 14.400 de membri Plus care au votat. Cu alte cuvinte, în procente, asta înseamnă 63% USR prezență la vot, 37,7% prezență la vot din Plus în partid se așteaptă cumva să fie... un rezultat înspre Dan Barna, ca să spun așa. Asta numai trăgând concluzia din proporția participării, proporția membrilor exact, celor două formațiuni exact. La vot. Pe de altă parte, Cristi, hai să ne amintim, a avut loc un tur 1 cu un rezultat strâns în favoarea lui Dacian Cioloș. Un rezultat strâns și surprinzător, pentru că toată lumea în turul 1 se aștepta să iasă Dan Barna pe primul loc. Ei bine, nu a fost așa. Dacian Cioloș a obținut 15.111 voturi, adică 46% din total, în vreme ce Dan Barna a obținut 14.404, doar 43,9%, aproape 44%. Deci cu 700 de voturi a luat mai puțin decât Dacian Cioloș. Însă acolo am avut și un al treilea competitor, Irineu Tarău, care a luat surprinzător de multe voturi, 3.300, peste 10% din total, voturi care spuneau cei din USR Plus, au fost date împotriva lui Dan Barna. Irineu Tarău a candidat basically împotriva lui Dan Barna. Da, el fiind senatorul USR. Fiind senatorul USR Plus, într-adevăr, dar cu critici dure la adresa lui Dan Barna și a conducerii partidului și din acest motiv, chiar la prezența pe care v-am spus-o mai devreme, nu e sigur nimeni pe rezultat, pentru că se așteaptă foarte mult ca voturile lui Irineu Tarău să se ducă către Dacian Cioloș, deși Tarău a explicat foarte clar că el nu îi susține pe niciunul dintre cei doi candidați, nici pe Dacian Cioloș, nici pe Dan Barna. Da, exact, după turul întâi, acum cred că au trecut 3 săptămâni, dacă nu chiar 4, Irineu Tarău spunea, și citez, nu văd un viitor pentru USR Plus cu Dan Barna la șefia partidului, nici unul dintre candidați nu are susținerea mea. Acum să vedem, nu-i așa, Cristi, către cine s-au îndreptat cei 3.000 de susținători, de votanți, de alegători Irineu Tarău din primul tur. Dar explică-ne... Da, te rog.
Asta urmează să vedem unde s-au dus cei 3.000 și pe lângă cei 3.000 de votanți ai lui Irineu Darău, avem aproape 9.500 de votanți în plus. Marea lor majoritate venind din pe filiera USR, pe filiera vechiului USR. Acum să știm foarte clar între cele două tabere, deși cele două partide au fuzionat, totuși vechii useriști și vechii plusiști au rămas cumva destul de radicalizați. Există o falie între cele două partide și între susținătorii celor doi, între susținătorii lui Dacian Cioloș și a lui Dan Barna. De aceea e greu să tragem o concluzie până când vom vedea exact rezultatele, închiderea acestui vot, care trebuie să se întâmple dintr-un moment în altul, și rezultatele efective, rezultatele finale. Când spui o falie, Cristi, la ce anume te referi? O falie între USR și Plus. Păi haideți să ne gândim numai la faptul că pe cine au propus cei doi candidați principali, de aceea Ciolo și Dan Barna, pentru biroul național, pentru conducerea centrală a partidului. Dacian Cioloș a propus exclusiv membrii Plus, Dan Barna a propus exclusiv membrii USR. Iată, am acum rezultate pe surse. Se pare că Dacian Cioloș este președintele USR Plus. Repet, este informație pe surse. Se pare că ar fi obținut cu 800 de voturi în fața lui Dan Barna. Așteptăm confirmări. Desigur, și așteptăm în câteva minute, așa sunt promise de către, în prezent, în continuare, copreședinții USR Plus, Dan Barna și Dacian Cioloș, declarații ar urma să facă împreună, în câteva minute, în această seară, anunțând rezultatul, nu? Exact. Au spus că vor ieși împreună după anunțarea acestor rezultate și vor face declarații de presă și vor răspunde întrebărilor jurnaliștilor. Foarte important de precizat este că mâine și poi mâine va avea loc congresul acestui partid, primul congres de după fuziunea USR și Plus, un congres care pe de o parte va valida rezultatul votului online și pe de altă parte, și aici este cel mai important lucru, vor alege biroul național. Și acum, dacă într-adevăr aceste rezultate se confirmă că Cioloș ar fi ieșit președintele USR Plus, miza lui Dan Barna și miza vechilor useriști este să câștige minimum 13 poziții în biroul național. 13 poziții le-ar asigura majoritatea. Președintele, indiferent care va fi el, nu va putea lua decizii de unul singur și asta cumva ar mai echilibra balanța. Ar echilibra balanța, exact. Iată o a doua confirmare, Cioloș ar fi câștigat alegerile pentru șefia. Că ar fi câștigat într-adevăr alegerile pentru șefia USR Plus. Acum, sigur, Cristi, până ne vine confirmarea acestor cifre, îmi imaginez că, de fapt, confirmare înseamnă declarațiile celor doi, nu? Înseamnă declarațiile celor doi și înseamnă închiderea și se anunțe efectiv rezultatele, pentru că ele se afișează imediat. La turul întâi, cel puțin așa a fost. În momentul în care s-a închis votarea, sistemul online prin care partidul, membrii de partid au votat, a afișat imediat și rezultatele turului 1, cel puțin. Acum câteva săptămâni, când avea loc turul 1, Dacian Cioloș, care era clasat primul cu 46%, înaintea lui Dan Barna, care avea 44% aproape, spunea: nu m-am așteptat la acest rezultat, nu văd acest proces ca pe o competiție, eu sunt coleg cu Dan Barna și Irineu Darău, vom lucra împreună. Pentru mine nu mai există membrii USR și membrii Plus. Iată, tu spuneai că faptele contrazic vorbele, pentru că propunerile Plus pentru funcțiile de conducere sunt exclusiv din partea Plus și ale USR sunt exclusiv din partea USR. Sigur, acestea sunt propunerile, dar alegerile se vor face în congres. Da, și se vor face împreună, exact, dar va juca acolo un rol din nou această... Și... Te rog? Să vă spun și voturile exacte. 19.603 voturi Dacian Cioloș, adică 50,9%, 18.908 voturi Dan Barna, 45,1%.
Cam asta ar fi, cam acesta ar fi rezultatul. El urmează să fie anunțat și în curând și, și în mod oficial. Bun, trebuie să fac eu aici un pic matematica, pentru că ai spus că Cioloș are 50,9% și Barna 45,1% și nu ies 100%. Mai rămân vreo 4% care nu-s de aici de acolo. S-ar putea pe undeva să fie... 50,9, 49,1. A, 49, Cristi? Nu, nu, nu. Ok, ai spus 45,1. Bun, deci acum nu mai există. Am făcut verificarea, se încheie perfect, 100%. Da, exact. Dacian Cioloș, așadar, informația momentului la Europa FM în premieră, ați auzit-o aici, de la corespondentul nostru politic, Cristian Citre. Dacian Cioloș, ales președinte al Alianței USR Plus, cu un avans de aproximativ 800 de voturi în fața lui Dan Barna. Moment important, spunea Cristian Citre, congresul de mâine și poi mâine, eveniment important, alegerea conducerii extinse a Alianței USR Plus. Acum să vedem când vor ieși să anunțe rezultatele împreună, nu? Că așa ne-au promis Dacian Cioloș și Dan Barna. Și ca să înțelegem mai bine și să vedem în ce cheie să-i ascultăm, Cristi, explică-ne un pic pe ce, cu ce mandat a candidat Cioloș, cu ce mandat a candidat Barna. Și hai să punem lucrurile în perspectiva crizei politice în care ne aflăm. Sigur, dacă ne referim la contextul actual al crizei politice, amândoi au spus foarte clar. Suntem gata să ne întoarcem la guvernare, suntem gata să refacem coaliția cu PNL și cu UDMR, dar fără Florin Câțu prim-ministru. Ba mai mult, Dacian Cioloș a plusat, prima oară a spus că de ce nu să nu vină USR Plus cu propunerea de premier, care ar fi garanția faptului că reformele și promisiunile electorale ale partidului ar fi duse la îndeplinire, ceea ce până acum, în cele 8 luni de guvernare, s-a dovedit că nu s-a întâmplat, dar mai mult au fost torpilați din interiorul coaliției, atât de PNL cât și de UDMR, cei de la USR Plus. Și dacă ne referim numai la desfințarea secției speciale sau alegerea primarilor în două tururi și așa mai departe. Ideea este că percepția în partid și percepția și în ceea ce privește pe partenerilor de coaliție, parteneri acum de coaliție, este că Dacian Cioloș este ar fi un președinte al partidului mai radical, adică ar înclina mai mult pentru partea de opoziție, astfel încât pe ideea că stând în opoziție USR Plus ar recupera pe de o parte pierderea pe care a înregistrat în aceste 8 luni de guvernare și chiar ar crește mult mai mult, astfel încât în 2024 să obțină un scor mult mai bun, în vreme ce Dan Barna este perceput drept un om care ar fi mai degrabă dispus la concesii, ar face mai ușor concesii pentru a intra la guvernare, pentru a reface coaliția cu PNL și UDMR. Însă, la nivel declarativ, amândoi, atât Dan Barna cât și Dacian Cioloș, au spus foarte clar și fără echivoc că nu se vor întoarce atâta vreme cât Florin Câțu va fi în continuare șeful guvernului. Cristian, mulțumesc tare mult, păstrăm legătura, așteptăm în orice moment declarații din partea celor doi copreședinți USR Plus, celor care ne ascultă pe frecvențele Europa FM și pe pagina de Facebook. Le spun că urmăresc o ediție specială Europa FM, provocată de finalul alegerilor pentru șefia USR Plus. Procesul de votare online s-a încheiat în urmă cu 9 minute și ați aflat deocamdată informal faptul că Dacian Cioloș a câștigat aceste alegeri cu 50,9%, mai exact 19.603 voturi. Dan Barna s-a clasat în urma lui cu 18.900 de voturi, dacă am notat corect, oricum 49,1%. În direct acum la Europa FM, sociologul Barbu Mateescu, bună seara și vă mulțumesc pentru intervenție. Bună seara! Ne explica mai devreme Cristian Citre
Proporția de membri USR și proporția de membri plus participând la aceste alegeri, care probabil că respectă contribuția fiecărui partid în această alianță, aproximativ o treime plus, membri plus, două treimi USR. Și totuși, informațiile pe care le avem arată că Dacian Cioloș ar fi câștigat, deci din partea plus. Ce arată asta, domnule Mateescu? Păi, în USR a existat, au apărut de-a lungul timpului tot felul de motive de nemulțumire. În primul tur a existat un al treilea candidat, e vorba de Irineu Darău, care a primit 3.000 de voturi și care a reprezentat un semnal cumva, evident și pentru Dacian Cioloș, dar mai ales pentru Dan Barna, că lucrurile nu erau chiar împărțite perfect. Useriștii votează Dan Barna, membrii plus votează pe Dacian Cioloș și cu asta basta. Deci aici cumva cred că Dan Barna a fost defavorizat de faptul că era deținătorul funcției. În genere, asta înseamnă că ai niște avantaje, dar în practică, în situația de față, a însemnat că au existat tot felul de decizii pe care le-a luat în trecut, multe probabil necunoscute oamenilor din afara partidului și pentru care acum a venit momentul de contului. Ne puteți da câteva exemple ca să ne împrospătăm memoria sau să aflăm lucruri pe care, nu știu, poate unii dintre noi nici nu le știau? Ce greșeli importante a făcut Dan Barna de pierde acum alegerile, deși formațiunea sa, USR, reprezintă o proporție mai mare în cadrul alianței USR Plus? Cred că aici o contribuție foarte importantă poate să aibă oamenii din USR, din afara partidului. El a făcut o greșeală, să spunem așa, sau două greșeli înlănțuite, care s-au dovedit a fi importante, nu decisive. Să nu uităm că el pierde alegerile interne la doar 2%. Deci nu au fost niște catastrofe în percepția membrilor USR Plus. Faptul că a ales să candideze la prezidențiale din 2019 și faptul că după ce nu a atins turul 2, nu a ales să se retragă. Atenție, nu vorbesc despre rezultate în sine, unde sunt o mulțime de factori pe care un candidat nu-i poate controla direct, dar a luat o decizie destul de curajoasă, care reprezenta multe riscuri și după aceea nu a făcut un pas înapoi, care, în mod interesant, l-ar fi ajutat foarte mult. Gândiți-vă că dacă Dan Barna spunea după prezidențiale, asta este, mă retrag într-un rol de conducere, dar și las pe altcineva să se ocupe de partid, după 2 ani de zile revenea, adică chiar acum, la aceste alegeri, revenea cu o platformă destul de solidă, putea fi un al treilea candidat care să-și negocieze foarte bine voturile, putea chiar să intre în finală. S-ar putea ca lucrul ăsta să fie cântărit în mintea unor votanți din USR, dar să nu subestimăm bogăția vieții interne a USR. Și mă refer în special la USR. Sunt extrem de multe dinamici, evenimente, dezbateri, discuții care nu ajung în spațiu public și care joacă un rol foarte important în viața internă a organizației și de aceea ce am spus acum este probabil 5% sau nici 10% din toate lucrurile pe care le-au gândit membrii USR care au decis să opteze pentru Dacian Cioloș. Cum vedeți, cum îl vedeți pe Dacian Cioloș ca președinte al alianței, domnule Mateescu? Cred că este greu de tras niște concluzii până acum. El a manevrat foarte prudent plus de-a lungul timpului. Să nu uităm că el nu s-a înscris în USR direct, din mai multe motive. Și este un om care nu alege întotdeauna calea, nu întotdeauna sparge porțile castelului, uneori alege modalități mai sofisticate să-și aleagă obiectivele. Ceea ce se poate spune este, noi trăim acum într-un moment al contrastelor, pentru că avem, tocmai s-a încheiat un congres PNL, care contrastul este șocant și face foarte mult rău Partidului Național Liberal,
Gândiți-vă că Dacian Cioloș nu este tarat, nu are un bagaj negativ de imagine. PNL a ales, pe cât sunt împotriva voinței unei țări întregi, practic. Un scrutin a avut loc online, unul fizic, unul a avut loc cu foarte puține incidente de imagine, altul a fost o bătălie care a durat luni de zile. Deci, poate cel mai important pe termen scurt decât numele președintelui USR Plus este modul în care s-a prezentat USR Plus în spațiu public, prin contrast cu o forță politică importantă care este la guvernare și care este un reper foarte important pentru România, adică Partidul Național Liberal. Și când spuneți felul în care s-a prezentat, în ce cheie vedeți asta? Păi, mult mai serios și profesionist. Partidul Național Liberal a fost, bun, discutăm mai mult astăzi despre USR Plus, dar cele două formațiuni politice sunt în situații foarte diferite și contrastul se impune de la sine, pentru că vorbim despre, până la urmă, despre congres, despre oameni care, cel puțin în teorie, ar trebui să aibă ani de zile în care să dezvolte imaginea formațiunii politice pentru alegerile din 2024. Deci acum, în teorie, cel puțin, se setează viitorul. Și e un moment destul de sensibil. Dar revenind la Dacian Cioloș, lucrul de care are mare nevoie, având în vedere că totuși scrutinul s-a decis la 1,8% distanță, are nevoie să integreze formal sau informal oamenii din USR. Da. Barbu Matescu, acum chiar Dan Barna, copreședinte USR Plus, declarație în direct. Înainte de a vorbi despre acest rezultat, vreau să transmit condoleanțe familiilor victimelor incendiului din spitalul din Constanța. Este încă o tragedie dramatică pentru România și îmi exprim solidaritatea și condoleanțele pentru fiecare familie care a pierdut un membru astăzi. Vorbind în continuare despre rezultatul votului, vreau să le mulțumesc colegilor care au participat la acest demers fără precedent în istoria politică din România. Faptul că, iată, 45.000 de colegi, de membri USR Plus, peste 85% și-a exprimat votul, este o dovadă neechivocă că USR Plus este un partid viu, că USR Plus este un partid dinamic și este un partid în care democrația există și funcționează. Știu că e multă dezamăgire și supărare în echipa celor care m-au susținut. Știu că în egală măsură este mult entuziasm și bucurie în echipa colegilor care l-au susținut pe Dacian Cioloș. Și până la urmă, despre asta e vorba într-o competiție firească și într-o competiție importantă, așa cum este cea din USR Plus. Dar dincolo de asta, de luni încolo, rămânem același partid solid, același partid solidar, același partid vertical, care a dus în România reformă. Performanța miniștrilor noștri în guvern este una absolut spectaculoasă și e foarte greu de contestat. În egală măsură, vreau să mulțumesc Secretariatului General, Comisiei Electorale, tuturor liderilor USR Plus din țară care s-au implicat și au mobilizat colegii, de o parte sau de alta, bineînțeles, pentru a obține un rezultat care, iată, arată că o mare parte, o foarte mare parte din USR Plus și-a exprimat opțiunea. Am încheiat acest mandat cu satisfacții majore. Am preluat un partid cu 1000 de membri și 50 de filiale. Astăzi avem peste 1000 de filiale, avem peste 50.000 de membri. Este o creștere absolut spectaculoasă și este rezultatul unui efort pe care împreună cu colegii mei l-am făcut și cred că e un bilanț absolut remarcabil. Deși avem acest rezultat, care evident nu mă bucură în mod particular, continui să spun și să-i mulțumesc lui Dacian Cioloș pentru faptul că fuziunea USR Plus a fost decizia corectă și necesară pentru a avea astăzi un al treilea partid puternic, un al treilea partid care duce și poartă cu el speranțele de reformă și modernizare ale României, și am foarte multă încredere că acest partid în 2024 va da președintele României și acest partid va fi principal partid de guvernare în 2024. Acesta este în egală măsură responsabilitatea uriașă pe care, ca să privești și partea bună a lucrurilor, o pun acum pe umerii colegului meu și președintelui ales de către membrii Dacian Cioloș. Și îi spun un lucru foarte clar. Rămân alături în acest proiect, rămân să susțin pe mai departe acest proiect în care cred foarte mult.
USR Plus rămâne un partid puternic. Mult succes, Dacian, felicitări! Dan Barna, acceptând înfrângerea în alegerile pentru șefia USR Plus și dându-i ștafeta lui Dacian Cioloș, care face acum primele declarații în calitatea sa de președinte nou ales. Vreau să transmit condoleanțe tuturor celor care și-au pierdut apropiați în incendiu de la spitalul din Constanța. Îmi dau seama ceea ce simt și orice scuze și orice explicație care vor trebui să vină, oricum, pentru că avem lucruri de făcut, statul român are nevoie de reformă la toate nivelurile, dar dincolo de aceste explicații îmi dau seama că nimeni și nimic nu poate să explice și să justifice pierderea de vieți omenești din neglijență, din indiferență sau din alte motive care țin de responsabilitatea celor care își asumă conducerea statului. Vreau, revenind acum la alegerile noastre interne, vreau în primul rând să le mulțumesc colegilor din partid care au votat în număr foarte mare și, așa cum spunea și Dan, cred că am dovedit că putem avea maturitate și înțelepciune să ducem la bun sfârșit un proces democratic, un proces deschis membrilor, cu toate complicațiile aferente și dificultățile, dar mi se pare foarte importantă participarea aceasta masivă la vot, pentru că asta arată că cei care s-au înscris în USR Plus, fie în USR, fie în Plus, cred în acest proiect al fuziunii și iată că îl validează printr-o participare masivă la aceste alegeri. Vom avea multe de făcut împreună, dar cred că e un pas important în acest proces de fuziune de facto al USR și Plus, pentru că rezultatul acesta arată că nu există aceste falii între foști useriști și foști plusiști și că putem lucra împreună și sunt convins că este un mesaj important pe care îl vom înțelege și la nivelul conducerii organizației noastre centrale, dar și în filiale, că iată, membrii vor să lucreze împreună și că nu facem aceste diferențe între fost USR și fost Plus. Dacian Cioloș, președinte USR Plus, a ales în urma unui scrutin în două tururi, scrutin care s-a încheiat acum câteva minute doar, s-a desfășurat online. Dacian Cioloș 50,9%, Dan Barna 49,1%. Dan Barna vorbea mai devreme punctând, sigur, recunoscând marea dezamăgire care este în partea USR a alianței USR Plus și promițând că în ciuda acestui lucru vor rămâne solidari. Dan Barna îi preda ștafeta colegului său Dacian Cioloș. Despre rezultatul alegerilor pentru șefia USR Plus și impactul rezultatului vorbim acum cu Cristian Preda, politolog, decan al Facultății de Științe Politice a Universității București. Bună seara, domnule profesor! Bună seara, mulțumesc pentru invitația! Ce spuneți despre rezultat, alegerea lui Dacian Cioloș și despre scorul propriu-zis, 51% practic versus 49%? Pare și o surpriză pentru Dan Barna. Așa cum se știe, Dacian Cioloș, învingătorul, a propus în urmă cu mai multe săptămâni ca niciunul, nici altul să nu candideze și să fie ales un al treilea om, pentru a nu... pentru a nu alimenta niște conflicte de care se temeau mulți membri. Barna n-a vrut și iată că a pierdut. Înseamnă că n-a anticipat posibilitatea ca adversarul lui de astăzi, din ultimele săptămâni, să câștige. Se baza probabil pe faptul că numărul membrilor care au făcut parte din USR era semnificativ mai mare decât numărul celor din Plus. Și iată că linia pe care a apărat-o Dacian Cioloș, cele două partide trebuie să uite că au fost separate, a avut câștig de cauză, pentru că el a luat mai multe voturi și evident că a fost votat în
foarte mare măsură și de foști membrii USR, n-ar fi avut cum să câștige doar cu voturile plus. Asta e un lucru interesant, dincolo de faptul că, și aici Dan are dreptate, e prima dată când toți membrii partidului pot să voteze pentru șefia partidului. Au mai fost formațiuni care au încercat să facă un lucru de felul ăsta, n-a mers, acum s-au folosit mijloace online și e un pas important, pentru că am văzut că atunci când se folosește sistemul clasic al delegării într-un congres, falile se adâncesc. Recenta cursă la PNL ne-a arătat că tabăra Câțu și tabăra Orban au scos în spațiu public lucruri dezagreabile și care au făcut un rău organizației. Aici, discreția votului și o anumită civilitate a dezbaterii au făcut ca, iată, lucrurile să meargă așa cum e firesc într-o democrație. Oamenii au dreptul să voteze și, iată, chiar și cei care păreau să aibă a doua șansă ajung să câștige. E interesant. Cum vedeți USR Plus evoluând de acum încolo un alt lider decât Dan Barna, cu Dacian Cioloș în speță? Sunt 2 ani. Mandatul lui Cioloș și un mandat scurt. El însuși a propus lucrul ăsta ca persoana aleasă, el, să rămână în frunte până în 2023. Astfel încât, cu un an înainte de alegeri, dacă alegerile fie să fie la termen, mandatul să fie pus la bătaie. Altfel zis, membrii se judece dacă în perspectiva scrutinilor din 2024 partidul rezultat din fuziunea celor două formațiuni e pe picioarele lui, e bine echipat. Asta iarăși este o chestiune nouă, pentru că de obicei cei care se instalează în fruntea formațiunilor iau un mandat de 4 ani și în general pierd sau rămân în funcție după alegeri și luni bune după alegeri. Pentru Cioloș va fi interesant, pentru că evident nu va mai putea să asume mandatul de lider al unui grup politic din Parlamentul European. Cred că în momentul ăsta la Bruxelles și la Strasbourg responsabilii acestei importante instituții încep să negocieze ce se întâmplă cu cel de-al treilea grup politic din Parlamentul European. Cioloș a anunțat că va părăsi șefia acestui grup. Va face politică la București, ceea ce a făcut până acum doar din postura unui partid care era în curs de înființare, plus, altfel, înainte ca prim-ministru, să știm, era afiliat. E o voce nouă în peisajul politic, din perspectiva asta. Sigur că eu nu-l cunosc, care a fost și ministru și comisar european, dar acum este liderul unui partid, un partid care are exigențe privind majoritatea, a anunțat de multă vreme că nu reintră la guvernare dacă premierul susținut de președinte rămâne în poziție. În câteva zile se va vota o moțiune cenzură. E o intrare care va influența masiv, cred eu, alegerea lui Cioloș, evoluția scenei politice în următoarea perioadă. În ce fel vă gândiți că s-ar putea întâmpla asta? E un negociator foarte bun. Și cred că avem în față 2 scenarii, fie o revenire la guvernare fără premierul îmbrățișat de Congresul PNL, fie o poziționare a USR Plus ca un partid de opoziție care va face, mă aștept la asta, un cu totul alt tip de opoziție decât ce ne-a obișnuit PSD. PSD e grupul cel mai important numeric în Parlament. Nu s-a schimbat prea mult în ultimii 15-20 de ani, de când Mișoan Iliescu a ieșit din joc. E un partid populist, un partid cu multe conservatorisme, un partid leneș și opoziția pe care o face în acest moment nu e o opoziție inteligentă. Dacă USR Plus intră la guvernare, această guvernare va arăta altfel, pentru că, repet,
Cioloșul mult mai bun negociator decât Barna, uh-huh. Iar dacă USR Plus e în opoziție, mă aștept la un tip de confruntare politică nouă. Occidentală. Noi suntem imitatori ai Occidentului, rămâne ceva balcanic în tot ce se întâmplă la noi, dar vom fi cu siguranță alt stil. Toată lumea vede, asta sare în ochi. Cioloș nu e Ciolacu. Da. Mulțumesc tare mult pentru intervenție și pentru explicații, pentru punere în context. Cristian Preda, politolog, decan al Facultății de Științe Politice a Universității București, final de ediție specială, vă reamintesc, Dacian Cioloș, ales președinte USR Plus. Urmează congresul mâine și poimâine, vor fi alese celelalte grupuri de conducere ale alianței. Urmărim la știrile care contează și aflați de la Europa FM. O seară bună! Specială cu Alicia Cobescu la Europa FM. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine.